Lăudați să fie Dumnezeu! Stimată Biserica Domnului Isus, vă rog respectos să rămâneți în picioare pentru câteva clipe, citind împreună cuvântul lui Dumnezeu din Geneza 5, urmașii lui Adam prin set până la Noe. Geneza 5, începem cu versetul 1. Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. I-a făcut parte bărbătească și parte femească. I-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua când au fost făcuți. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și a pus numele Set. După nașterea lui Set, Adam a trăit 800 de ani și a născut fi și fiice. Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de 930 de ani apoi a murit. La vârsta de 105 ani, Set a născut pe Enos. După nașterea lui Enos, Set a mai trăit 807 ani și a născut fi și fiice. Toate zilele lui Set au fost de 912 ani, apoi a murit. La vârsta de 90 de ani, Enos a născut pe Cainan. După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit 815 ani și a născut fi și fiice. Toate zilele lui Enos au fost de 905 ani, Apoi a murit. La vârsta de 70 de ani, Cainan a născut pe Mahalael. După nașterea lui Mahalael, Cainan a mai trăit 840 de ani și a născut fi și fiice. Toate zilele lui Cainan au fost de 910 ani. Apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Mahalael Mahala a născut pe Iared. După nașterea lui Iared, Mahalael a mai trăit 830 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Mahalalael au fost 895 de ani, apoi a murit. La vârsta de 162 de ani, Iared a născut pe Enoch. După nașterea lui Enoch, Iared a mai trăit 800 de ani și a născut fi și fici. Toate zilele lui Iared au fost de 962 de ani, apoi a murit. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Am avut intenția să citesc tot capitolul care repetă aceste afirmații decât că evident pune alte nume. Însă, în cronologia aceasta, fiecare afirmație se încheie sinistru, dramatic, dureros, apoi a murit. Nimeni nu reușește să treacă peste. Pur și simplu, toți rămân acolo. Apoi a murit. Am citit textul acesta pentru ca să vorbesc în această seară în predica mea despre subiectul de la tinerețe la bătrânețe. Am citit despre oameni care s-au născut și n-au trăit 50 sau 80 de ani. Și au trăit cu sutele, dar, până la urmă, au murit. Viața omului este un proces care începe la naștere și se încheie la moarte. Pentru că viața umană se derulează în timp, ea este trecătoare, indiferent cât de lungă este. Fiecare om la naștere primește o viață cu care face doar ce vrea. Dintr-un anumit punct de vedere, viața este ca un bazin de not sau de întreceri sportive, cu tot felul de culoare. Culoarul numărul 1, 2, 3, 5, 10. Și fiecare om când se naște are aceste culoare în față. Unul dintre culoare este cel intelectual, altul este cel profesional, altul este cel social, altul este cel material sau familial sau spiritual. Și fiecare om în funcție de felul în care a fost direcționat prin sistemul de educație, se își direcționează viața înspre anumite culoare pe care merge, negându-le pe celelalte sau neglijându-le pe celelalte. Unii oameni nu văd în viață decât școală, alții nu văd în viață decât bani, alții nu văd în viață decât carieră, alții nu văd decât familie. Fiecare om are în față culoarele acestea. Viața e complexă, e diversă. Și fiecare om o trăiește o singură dată, indiferent că o trăiește bine sau rău. De la tinerețe la bătrânețe. Dacă copilăria și tinerețea este vremea investiției, bătrânețea este vremea strângerii roadelor. Însă în copilărie și în tinerețe noi nu știm că este vremea investiției. Numai acum înțelegem privind în trecut. Dar repede, repede, va veni vremea strângerii roadelor. Și fiecare va strânge dacă va avea ce. Aș vrea să vă spun două lucruri în seara aceasta. Primul dintre ele. Care sunt fazele vieții între tinerețe, naștere și bătrânețe, moarte, în timp? Psalmistul spune, am fost tânăr, dar am îmbătrânit. Nimeni nu l-a întrebat dacă este sau nu de acord. S-a întâmplat. Pavel spune, când eram un copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare. Aceasta este viața pentru fiecare dintre noi. Ne naștem copii, nu altfel. Apoi devenim adolescenți, tineri, adulți tineri, îmbătrânim și se încheie. Vreau să prezint puțin mai plastic fazele acestea, încercând să vă atrag atenția. Și aș vrea să prezint 9 sau 10 faze. Și pe prima o numesc copilăritul. Aceasta este perioada de la 0 la 10 ani. Aceste faze 0-10 ani sunt puțin arbitrare spuse de mine, dar am spus numai niște nume, niște numere. Această vârstă este vârsta inocenței, este vârsta ascultării. Copiii ascultați în Domnul de părinții voștri. Pentru că este vârsta ascultării, părinții primesc de la Dumnezeu porunca să învețe pe copii, că doar e vremea ascultării. Că dacă nu învață când e vremea ascultării, degeaba îl cicălește toată viața într-un moment nepotrivit. Învață-l când te ascultă, La vârsta aceasta copiii ar trebui să petreacă mult timp cu părinții. Vârsta copilăriei este un timp pe care copiii ar trebui să-l petreacă în familie. Și părinții ar trebui să le dea concursul petrecând timp cu ei, arătându-le cum este să fii tată ca și responsabilități, mamă ca și responsabilități. Soț, soție, cetățean, șofer, vecin, coleg, rudă, verișor, frate, membru la biserică, toate aceste lucruri îi le arătăm copiilor într-un show numit Viața Noastră. Aceasta este vremea copilăritului. Zece ani trec repede și vremea copilăritului vine, devine vremea tineritului. Și dacă vremea copilăritului e de la 0 la 10, vremea tineritului e de la 10 la 20. Aceasta este vârsta achizițiilor. Achiziții intelectuale, achiziții spirituale. Aceasta este cea mai ușoară perioadă a vieții. Dar a vieții conștiente. Ioan spunea, v-am scris tinerilor pentru că sunteți stari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit. Sunteți stari și ați biruit. Tari în realizarea priorităților corecte. La nicio vârstă nu vei fi mai tentat să încerci experiențe noi și cele mai multe dintre ele păcătoase, decât la vârsta tineritului, că ești nou pe scena lumii. Ai venit în America și vrei să vezi downtown-ul de la Chicago. Dacă tot ești aici să nu vezi downtown-ul, aproape că e o pagubă. Dacă te duci pe coasta de vest, trebuie să, se vezi, să vezi Sequoia Park, dacă te duci mai jos trebuie să vezi Grand Canyon dacă, sau cine știe ce alte zone renumite. De ce? Ești pentru prima oară, nu ai văzut locurile astea și pur și simplu ai o curiozitate care te împinge să-ți cheltui timpul și banii și să mai cheltui și banii și timpul altora și să te duci să vezi. Pur și simplu ți -e foame să vezi, ți -e foame să experimentezi. Aceasta este vremea tineritului. Însă Biblia spune, vă laud pentru că sunteți tari. Tari în ce fel? Tari în fixarea unor priorități care dau demnitate și care repetă imaginile văzute la părinți în vremea copilăritului. Ascultarea de părinți, concentrarea pe școală, pe instruire, cultură generală, concentrarea pe viață spirituală, pe biserică și pe studiu biblic tineritul între 10 și 20 de ani nu ar trebui să se ocupe cu altceva decât cu construirea caracterului. Decât cu construirea caracterului. Înveți la un instrument, te implici într-un grup de studiu biblic, îți faci prieteni de calitate, înveți cât poți de mult, că ceea ce înveți în perioada aceasta îți va folosi o viață întreagă. Când ești în această perioadă, nu știi Vremea tineritului este o vreme în care ar trebui să te ocupi nu de fete și de băieți. E prea de vreme. Dacă te ocupi de fete și de băieți acum, când te ocupi de școală? Când ai copii acasă de crescut? De ce trebuie neapărat să le inversezi? Nu ți ajunge o istorie drept martoră? Vrei neapărat să o reinventezi? Vremea tineritului se referă la niște tineri care au din familie, din perioada copilăritului, Exemplu, părinților și înțeleg că între 10-20 de ani trebuie să se ocupe de școală, de construirea unui caracter, a unui set de principii și de priorități, de convingeri, să-și facă un drum în viață, să se pregătească, să se lanceze, dar dacă acum se ocupă cu nimic, de nimic va avea parte? Dacă nu știe să facă, nu știe să spună, nu știe să lucreze, nu știe, să... nu știe nimic nici nu știe că există Bolivia pe harta globului pământ. Zice, ce aia? Animal sau pasăre? Pentru că în vremea tineritului nu a vrut să învețe și la ajunge din urmă. Vârsta aceasta nu o să o mai aibă niciodată, dar o să se confrunte cu dorința de a ști și nu știe. Știe ăla? Știe celălalt? El se preface că știe. Și intră în viață nepregătit. Pentru că la vârsta copilăritului, în loc să petrească timp cu părinții, a petrecut prea mult cu televizorul și computerul. Iar la vremea tineritului, în loc să petreacă timp cu Dumnezeu, cu Biblia, cu un instrument, cu o carte, a petrecut timp cu prietenii și cu aventuri. Un astfel de copil și un astfel de tânăr nu are prea multe șanse în viață. Vremea copilăritului 0-10, vremea tineritului 10-20. Vă lau tinerilor pentru că sunteți stari. Spune cuvântul. Dar mai spune și altceva. Pentru că sunteți biruitori. Dar ce anume biruiesc ei? Biruiesc tendința impurității. La nicio vârstă, avalanșa hormonală, presiunea hormonală, noutatea acestei senzații nu va fi mai mare ca la vârsta aceasta. 10-20. Tineritul. Și pentru că experimentezi acum lucrurile astea și mai mult. Te bucur de o libertate care nu, pe care nu ai avut-o. Ai telefon acum, între 10 și 20 de obicei ai telefon. Ai mașină, ai permis de conducere, ai prieteni și ai toată ziua în afara familiei, departe de tata și departe de mama și acum acest Dumnezeu din tine numit sistemul hormonal te pune la cale. Te pune la cale să ce? Să încerci țigări, alcool, droguri, pornografie, autosatisfacere, jocuri de noroc, un anturaj plin de păcat, încep să nu mai vin la biserică pentru că încep să inventez, nu înțeleg, nu vreau, nu-mi place, m-a supărat cu tare, păi credeți că pe mine nu m-a supărat nimeni, dar asta înseamnă că nu mai vin la biserică. Hai să fim serioși. Dacă am venit la biserică ori de câte ori ne supără cineva, am venit destul de rar. Noi venim la biserică nu că cineva ne supără sau ne bucură. Noi suntem oameni serioși, avem motive serioase să venim la biserică. Și trecem peste supărări și bucurii. Noi ne întâlnim cu Dumnezeu când venim aici. Pe noi nu ne împiedică cineva că ne supără sau ne bucură. Ce? Nu ne supără cineva când ne ducem la lucru? Ba da, dar tot ne ducem. Nu ne supără cineva când ne ducem la magazin să ne umplem porbagajul cu cârnați și portocale? Ba da, dar tot ne ducem. Numai la biserică reușesc cu unii să ne oprească că ne supără. Biblia ne spune, vă laud pentru că ați biruit, ați biruit toate aceste tendințe păcătoase care vă curtează. Cum le-ați biruit? Prin faptul că sunteți tari și pentru că în perioada copilăritului ați avut exemple duhovnicești, puternice, demne de caracter. Copilăritul Niciodată nu va putea un om să scape de el. Îl marchează pentru restul vieții. Tineritul, niciodată un om nu va putea să scape de el. Mediul de hrănire pentru un om e copilăritul și tineritul. 0, 10, 10, 20. De asemenea, vârsta aceasta este cea mai vulnerabilă. Pentru că este vârsta în care primești libertatea. Și primești tot felul de oportunități. Primești mașină, primești telefon și toate astea personale. Înveți să le folosești. De obicei, poți să gestionezi tehnologia folosindu-o mai bine decât părinții și te poți ascunde de ei. Biblia spune, vă laud pentru că sunteți stari în perioada asta. Și vă laud pentru că ați biruit în perioada aceasta. Ați rămas fideli, ați rămas în biserică, ați rămas curați, ați rămas cu minți, vă laud pentru asta. Vă laud pentru această tărie și vă laud pentru această victorie. Victoria sau înfrângerea acestei perioade vă va urmări restul vieții. Restul vieții. Singurii care nu știți, sunteți voi. A treia perioadă este căsătoritul, 20-30. Aceasta este vârsta căutării și de obicei este vârsta găsirii unui tovarăș de viață. Căutarea trebuie făcută într-o manieră duhovnicească, matură, în compania lui Dumnezeu și în compania părinților, care trebuie consultați. La această vârstă, riscul băieților este percepția, văzul, iar al fetelor, curiozitatea. Nu există un pericol mai mare pentru băieți decât ce văd. De aceea, toate prostiile pe care le vedeți, toate devin Dumnezeu vostru. Și nu există riscuri mai mare pentru fete decât curiozitatea. Am să vă aduc aminte într-un scurt exemplu despre geneza 34 cu 2. Dina, când un bărbat a pus mâna pe ea. De ce? De ce l-a lăsat? Unde a fost ea de s-a putut întâmpla asta? A fost într-o zonă unde merg fetele cu minți sau nu? A fost într-o zonă unde o fată își protejează virginitatea, puritatea, cinstea, demnitatea? Sau s-a expus prea mult și a intrat într-o zonă unde îi se poate întâmpla orice? A fost înțeleaptă acțiunea fetei de a se aduce acolo și atunci încât să se facă vulnerabilă la astfel de acțiuni și de oameni? Atunci când un tânăr caută, trebuie să considere următare, următoarele criterii de selecție. Să caute o persoană, adică o fată spre care îl îndreaptă Dumnezeu. Să caute o fată pe care o place. Să caute o fată pe care timpul o confirmă, pe care părinții o confirmă, pe care conștiința lui o confirmă și pe care Dumnezeu o confirmă. Să caute o fată care e de aceeași credință cu el, care are aceeași percepție despre viață care are aceeași direcție, aceleași valori, aceleași mentalități, pentru că orice diferență presupune un consum suplimentar de energie pentru o acomodare, se căsătoresc cu oameni foarte diferiți, care toată viața trebuie să gestioneze aceste diferențe și uneori nu reușesc. Pentru ca aceste criterii să-și atingă scopul tinerii trebuie să țină cont de câteva obiective. Primul, întotdeauna scopul prieteniei trebuie să fie căsătoria. Pentru un creștin este nepotrivit să-și permite o prietenie fată-băiat dacă prietenia aceasta nu are scopul căsătoriei. Evident, și dacă o face prea devreme, are scopul căsătoriei, dar nu este bine să-și din timpul de școală în care trebuie să aibă liniște emoțională atunci când ești îndrăgostit. Școala este doar un nume. Nu-ți mai arde de școală, nu mai ai inimă, nu mai ai pasiune, nu mai ai timp și investești în această pasiune pentru fete și pentru băieți. De aceea, perioada tineritului trebuie investită în pregătirea pentru viață. Evident, fiecare om face ce vrea cu viața lui. Noi însă îi sfătuim pe oameni din partea lui Dumnezeu, pentru că la naștere fiecare dintre noi primește o viață cu care face ce vrea. Nu, nu, nu doar perspectiva căsătoriei prin prietenie trebuie căutată, ci și faptul că în prietenie flirtul este interzis, dar și concubinajul de asemenea. Pentru că prietenia trebuie să înceapă la o vârstă la care fata și băiatul să fie stabil emoțional, intelectual și de asemenea să se contureze posibilitățile materiale ale vieții care presupun căsătoria că altfel ce o stare să ne angajăm în chestiuni prea devreme, în care ne încurcăm și ne împotmolim. molim. Mai mult de atât, emoțiile unui tânăr care este sub 20, mai ales sub 18 ani, sunt foarte schimbătoare. De aceea tinerii până la vârsta de 18-20 de ani tot aleg și se răzgândesc, tot aleg și se răzgândesc, pentru că există instabilitate emoțională. Și dacă alegi și te răzgândești o fată, 2, 3, 5, 10, la un moment dat primești o reputație pe măsura acestor repetări. Lucrul acesta nu este ideal pentru nimeni, Apoi, căsătoria după voia lui Dumnezeu, să nu uitați că începe cu o prietenie după voia lui Dumnezeu. O căsătorie după voia lui Dumnezeu începe cu o prietenie după voia lui Dumnezeu. Dacă cineva se joacă de-a prietenia, să nu vă supărați, dar se va juca și de-a căsătoria. Copilăritul, căsătoritul, tineritul, 30-40 înmulțitul. Permiteți-mi expresia aceasta, vorba Scripturii, care spune Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Dacă copilăritul este 0-10, tineritul este 10-20, căsătoritul este 20-30, înmulțitul este 30-40. Procreerea, nașterea copiilor este porunca lui Dumnezeu, dar este și binecuvântarea lui Dumnezeu. Scriptura spune în Geneza 2 cu 28 următoarele cuvinte. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, e poruncă, înmulțiți-vă, e binecuvântare. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis. Câți copii trebuie să aibă o familie? Toată lumea pune întrebarea asta, însă nimeni nu știe. Pentru că fiecare trebuie să știe în dreptul familiei lui. Numai soțul și soția, împărtășia și în relația spirituală cu Dumnezeu, știu câți copii trebuie să facă ei. Pentru că a face copii, pe lângă o poruncă și o, și o binecuvântare și o misiune. Uitându-ne în Scriptură, realizăm că fiecare familie trebuie să facă copii câți copii vrea Dumnezeu. Dar întrebarea rămâne, câți copii vrea Dumnezeu? Principiul în Biblie este înmulțiți-vă, însă niciodată Biblia nu spune câți copii trebuie să facă cineva. Dacă ne uităm în Scriptură la exemplele oamenilor lui Dumnezeu, întâlnim o diversitate de exemple, considerând și faptul că în Vechiul Testament cele mai multe persoane care au avut copii le-au avut în contextul poligamiei, unde existau mai multe mame la același soț. Trebuie înțelepciunea lui Dumnezeu și o atitudine de maturitate între soț și soție să stea înaintea lui Dumnezeu și să primească de la Dumnezeu încredințarea cu privire la câți copii vrea Dumnezeu să facă fiecare familie. Moda aceasta de a fugi de responsabilitate, păstrându-ne doar dreptul de a ne simți bine în plăcerea actului intim, nu este după voia lui Dumnezeu. Noi nu suntem mai noștri, noi suntem mai lui. Noi trebuie să înțelegem și misiunea procreerii și trebuie să ne încadrăm și aici în planul lui Dumnezeu. 40-50. Construitul. Unele dintre ele, din punctul de vedere al realității americane, care începe cu cel puțin 10 ani, mai devreme toate lucrurile, de mine sunt spuse prea târziu. Indiferent de stilul de viață nomad sau sedentar, oamenii întotdeauna au avut un acoperiș deasupra numit casa lor. Nomazii au avut cortul, sedentarii au avut casa sau apartamentul. Vă aduc aminte despre Domnul Iisus că îi spune lui Zacheu, Zacheu, dă-te jos de grabă că vreau să intru în casa ta. De ce n-a spus, vreau să merg cu tine la restaurant? Domnul a vrut să meargă în casa lui. Dacă intrați pe internet la resurse creștine sau într-un alt loc, într-un motor de căutare și puneți cuvântul casă în Biblie, veți fi surprinși de câte ori este folosit cuvântul acesta cu sensul de casă, cu sensul de familie sau cu sensul de cort. Spre exemplu, Avram, oriunde se ducea, făcea două lucruri făcea un cort pentru el și familie și făcea un altar pentru Dumnezeu. Tot timpul Avram a făcut așa. Astăzi oamenii ridică case mari, însă pe lângă ele se ridică moschee și tot felul de alte locuri, biserici mai puțin. Observați cât de greu se strâng banii pentru a construi ceva în cinstea Domnului, un Dumnezeu care ne-a adus aici și nu ne-a lăsat într-o țară din Africa, să ne naștem acolo, să trăim în junglă, sub cerul liber, să nu știm ce sunt alea încălțăminte sau îmbrăcăminte, sau o mâncare de trei feluri, ne-a adus aici. Ne-a adus aici și ne-a binecuvântat. O a șasea perioadă este nepoțitul. 50-60 din exemplul lui Abimelec, înțelegem că vine o vreme în viața omului când pe lângă copii trebuie să facă loc unei alte generații de copii numiți nepoți. Și Scriptura spune următorul lucru, că în exemplu acestui om, nepoțitul presupune responsabilitate ca și pentru copii. Și uitați ce spune el, jură-mi acum, îi spune lui Avram, pe numele lui Dumnezeu, că nu mă vei înșela niciodată, nici pe mine, nici pe copiii mei, nici pe nepoții mei. Abimelec a făcut un contract în care, era menționa, în care erau menționați și nepoții, nu numai copiii. Când ajungi la vârsta bunicăritului, a nepoțitului, atunci pe lângă copii trebuie să te simți responsabil și pentru această generație de juniori, de începători, care ai mai avut una cu vreo 20 de ani în urmă. Acum se repetă istoria, dar la un alt nivel. Nu numai asta, de la Laban, spre exemplu, învățăm că bunicii trebuie să-și binecuvinteze copiii și să-i sărute. Este interesant. Am să citesc din Biblie Geneza 31 cu 55. Laban s-a sculat dis de dimineață și a sărutat nepoții și i-a binecuvântat. Am fost grăbiți când am avut copii. Eram la o altă vârstă. Ritmul de viață era diferit. Acum istoria se repetă cu o altă generație numită Copiii Copiilor Noștri. O mare binecuvântare să ajungi să-ți vezi copiii copiilor. Există o vreme în viață, bunicăritul. O, un al șaptelea timp, 60-70, e odihnitul. Nu știu dacă în lumea reală există. Încă nu am ajuns aici. Dar vine o vreme când planurile, scopurile, prior prioritățile, preocupările se împuținează. Și obiectivul principal este o că omul cam iese la pensie. E adevărat că societățile contemporane și democratice încearcă să ne ia dreptul ăsta și să ieșim la pensie a doua zi după ce am murit. Dar, ca și realitate în lumea asta, după o viață de muncă, când o grămadă de celule nu se mai regenerează și încep să devii mai lent, încep să-ți mai pierzi din intensitatea pasiunii, Vine o vreme în care ca mai vrea să te mai odihnești. Asta este vremea odihnitului. Biblia vorbește despre odihna lui Iosua la bătrânețe și spune în Iosua 31, 23 cu 1, De multă vreme Domnul dătuse odihnă lui Israel, izbăvindu de toți vrăzmașii care îl înconjurau. Iosua era bătrân și înaintat în vârstă. După această vârstă 60-70 a odihnitului, cine mai trăiește, intră într-o altă fază a vieții, într-o altă perioadă numită bolitu, de la boală. 70-80 e vremea bolitului. Oricât de tare ar fi cineva, se cam îmbolnăvește la vârsta asta. Orice virus îl găsește mai repede decât cu 20 de ani în urmă. Uitați ce scrie la bătrânețe cineva care e numit înțelept. Aduți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu mai găsesc nicio plăcere, dacă văd Niagara sau nu văd, ce mă interesează pe mine de Niagara? La tinerețe era în stare să conduci și să nu te odinești, tot atunci să te întorci acasă, să vezi Niagara. Ei, la bătrânețe nu mai ai niciun interes pentru Niagara. Solomon a trecut pe acolo și ne spune. Aici când vorbim despre bolit, în capitolul 12 din Eclesiastu, el ne spune următoarele lucruri. Omul își pierde vederea până nu se întunecă soarele. Omul e predispus la depresie, se întorc norii după ploaie. Îi tremură mâinile, îi tremură picioarele, îi cad dinții, devine ursus, plictisit, morocănos. Nu mai vrea să râdă. E depresat, indiferent de situație, zice, uruitul mori se sperie, te tem de orice înălțime. N-am timp să vă spun o experiență care am avut o zile trecute. Și în capitolul 12 se vorbește de foarte multe valențe, manifestări, exprimări ale bătrâneții. Aș vrea să vă spun despre ultima fază a dormitul. Am numit-o 80 încolo. Fiecare cât primește de la Domnul Bătrânețea este frumoasă atunci când omul este mântuit. Așa spune Psalmul 103, versetul 5. El își satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești din nou ca vulturul. Concluzia acestei cărți este următoarea. Fiecare om începe tânăr și face ce vrea cu tinerețea. Este vremea investiției. Dar într-o zi va ajunge bătrân și la bătrânețe nu mai investește. La bătrânețe culege roadele. Roade amare sau roade dulci? În al doilea rând, spuneam că vă spun două lucruri în seara asta, al doilea lucru pe care vreau să-l spun este, de fapt, o întrebare. Cum se raportează oamenii între tinerețe și bătrânețe la factorul numit timp? Ce priorități au ei și ce priorități vor să aibă? Ce priorități ar trebui să aibă? Și am să vă dau câteva recomandări. Cum ne raportăm noi la trecut, la prezent și la viitor? Atunci când ne referim la trecut, trebuie să ne rezolvăm problemele. Când ne referim la prezent, trebuie să realizăm performanțele. Și când vorbim despre viitor, trebuie să redefinim perspectivele. Să o luăm de la capăt. Trecutul, rezolvarea problemelor. Trebuie să rezolvăm problema păcatului prin mântuire. Dacă în trecutul vreo unuia dintre noi, există păcat, păcat nemărturisit și nepărăsit, care pune în absență mântuirea lui Dumnezeu. Ai o problemă pe care trebuie să ți-o rezolvi. Pocăiește-te, că vine mânia lui Dumnezeu și rămâi cu nimic. Dacă ești încă în viață, rezolvă problema mântuirii. Mergi la Dumnezeu care are soluția și primește iertarea și mântuirea lui Dumnezeu pentru a-ți rezolva această problemă a trecutului. Pe lângă problema păcatului e și problema relațiilor. Dacă ești în conflict cu oamenii, dacă nu te înțelegi cu oameni din viața dumitale, dacă ești în adversitate cu ei, nu știi dacă te mai trezești mâine dimineață. Iar dacă te culci în ură, în resentimente, în dușmănie, în planuri de a-i demonstra cuiva cine ești, ascultă-mă, mâine dimineață eu nu-ți pot asigura că o să deschizi ochii în împărăția lui Dumnezeu. Că nimic întinat și mizerabil nu intră acolo rezolvă problema relațiilor stricate. Iartă, treci peste, luptă pentru că nimeni nu rămâne tânăr veșnic. rezolvă problema nu doar problema păcatului și a relațiilor, rezolvă problema caracterului, anii trec și tragem după noi anumite defecte de caracter pe care le ascundem. Țigări, înjurături, mânii. Cineva a venit să-mi spună că a auzit pe cineva care vine aici la biserică înjurând în curte. Și zice, l-am văzut acolo la biserică, dar înjura urât de tot. Și eu i-am spus, nu se poate. Și el mi-a zis, te cred că crezi că nu se poate, dar eu l-am auzit cu astea două urechi. Nu este o soluție să ne ascundem. Nu e o soluție să ne supărăm pe cineva că ne-a văzut și ne-a spus. Soluția e să ne corectăm. Rezolvă problema trecutului. Dacă nu ești mântuit, pocăiește-te. Dacă nu ești în păcat, cereți iertare. Iar dacă ai lucruri ascunse, păcătoase, corectează-te, pentru că nu trăiești veșnic în existența aceasta. Ce să faci cu viața? rezolvă problemele trecutului. Ce să faci cu prezentul? Realizează performanțe. Nu poți să realizezi performanțe în trecut, nu mai ai loc acolo în cuiat. Ce fel de performanțe? Performanțe spirituale. Apropie-te de Dumnezeu. Practică disciplinele spirituale. Citește Biblia. Este o performanță spirituală. Citește-o zilnic. Roagă-te și postește în fiecare zi. E o performanță spirituală. Obișnuiește-te să te abții de la tot ce este păcătos. Apropie-te de Dumnezeu. Experimentează-l pe Dumnezeu mai mult. Învață-l pe Dumnezeu. Explorează-l pe Dumnezeu. Este o perspectivă care îți stă la îndemână. Nu-ți lipsește nimic să faci asta. Nu e așa că ai Biblia acasă. Nu e așa că mâine, dacă trăiești, poți posti dacă vrei. Nu e așa că te poți ruga de 10 ori sau niciodată? Ba da! E o performanță. Vrei să te oblige cineva? O altă performanță este performanța morală. Maturizează-te, omule! Ridică-te din starea asta de mediocritate și superficialitate spirituală nu accentua doar dobândirea banilor, nu accentua doar una sau alta, gândește-te că trebuie să crești și în credință, trebuie să te maturizezi, trebuie să scapi de anumite lucruri care nu sunt bune. Stabilește performanțe de genul acesta, stabilește performanțe intelectuale și profesionale, du-te la școală, învață, e bine să înveți. Iar dacă ai învățat sau nu mai poți învăța, apucă-te de lucru, fă performanță din ce faci. Nu dori neapărat să fii medic dacă nu poți fi medic. Dar dacă pui taile, dacă pui parchet, dacă pui becuri, dacă faci nu știu ce fel de instalație electrică sau sanitară, nu are nicio importanță ce faci, dar fă bine ceea ce faci. Dacă predici sau cânți, roagă-te lui Dumnezeu și pregătește-te să faci bine ceea ce faci. E vremea performanțelor astăzi, nu ieri e vremea performanțelor. Dacă vom mai avea un viitor, în viitorul acesta Trebuie să ne redefinim perspectivele. Perspectiva maturizării, perspectiva familiei și perspectiva slujirii. Dacă vom mai trăi mâine, ne vom gândi cum să creștem spiritual. Dacă vom mai trăi mâine, ne vom corecta în familie, iar cine nu-i căsătorit, se va căsători. Cine nu are copii, îi va avea. Cine nu are nepoți, îi va avea. Cine nu are strănepoți, îi va avea. Ziua de mâine trebuie să ne ducă cu gândul la această perspectivă a lucrurilor noi. În concluzie, vă reamintesc că tinerețea este vremea instruirii, însă bătrânețea este vremea strângerii roadelor. Mă uit la dumneavoastră și dumneavoastră vă uitați la mine și trebuie să acceptăm că unii dintre noi sunt tineri. Știți cine sunt ei, copiii noștri și nepoții noștri. Să ne folosim experiența și să învățăm dacă e nevoie să îi constrângem să se instruiască. Că oamenii instruiți conduc lumea, oamenii instruiți conduc oamenii, oamenii instruiți au salarii mari, oamenii instruiți o duc bine, oamenii instruiți sunt lideri, oamenii instruiți sunt premiați, sunt apreciați. Nu toți vor ajunge aici, dar dacă nu au succes intelectual, nu e nicio problemă, dar să aibă succes moral, să fie oameni de caracter. Să aibă succes spiritual, să fie oameni mântuiți și să aibă parte de împărăția lui Dumnezeu. Să aibă succes în familie, să fie oameni pașnici care se luptă pentru casele lor. Însă unii dintre noi suntem la vârsta adunării rodului. Ce rod avem? Este amar sau este dulce? Ne este rușine cu el și ne ascundem, dându-ne drept alții? Sau este un rod care ne face cinste și bucurie? În tinerețe nu să ne mai întoarcem niciodată decât prin copii și nepoți. Dar vârsta aceasta este vârsta strângerii roadelor. La vârsta aceasta ne putem investi în alții. Îi putem ajuta pe alții. Le putem vorbi despre experiențele noastre, despre plânsul nostru, despre zâmbetul nostru. Putem ajuta pe alții în timp ce noi nu am fost ajutați în copilărie. Poate am crescut singuri, ca un copac, ca un copac în mijlocul câmpului. Bătut de tot felul de vânturi, și unde păsările au venit în el. Însă avem onoarea să ne folosim experiența pe care am dobândit-o în an de lacrimi și de singurătate, de poveri și de responsabilități. Și să învățăm generația asta care nu are nicio habar despre urățenia lumii în care am intrat. Să le spunem că de la 0 la 10 este copilăritul, de la 10 la 20 este tineritul. Și în anii aceștia trebuie să investească în viața lor și în viitorul lor. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu, indiferent de vârsta care o avem, și să înțelegem că indiferent la ce vârstă suntem, noi avem un Dumnezeu care nu ne-a adus până aici ca să ne părăsească. El va continua să meargă cu noi. Cum a avut grijă de noi, în tinerețile noastre, va avea grijă de noi și în bătrânețile noastre. A promis și nu îl va opri nimeni. Mâna lui nu va fi prea scurtă. Urechea lui nu va, fi, nu va fi astupată, ochiul lui nu va fi închis și dragostea lui este suficientă pentru noi. Aceasta este speranța celor tineri și aceasta este speranța celor bătrâni. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Încheiem Serviciul Divin cu rugăciune. Poporul Domnului ne ridicăm în picioare și ne rugăm.